În toate piețele în care am fost, nu am găsit nicio persoană care să aibă POS. Cum v-ați hotărât să vă puneți POS-ul? Au venit cei de la Mastercard și ne-au făcut oferta. Și ne am acceptat pe loc, că ni s-a părut o idee foarte bună, în felul ăsta câștigând clienți și detronând un pic supermarketul care e vis-a-vis de noi pe chestia asta. Adică clienții care veneau și luau legume și fructe, poate luau o verdeață, două, și restul portocală, mandarină sau un cartof și aia mergea pentru că nu aveau bani cash și erau nevoiți să plătească cu cardul. Sâmbătă, duminica fiind piața închisă, automat pierdeam clienții. Și l-am pus în decembrie atunci și suntem foarte, foarte, foarte mulțumiți. Deci sunt foarte mulți clienți care sunt foarte încântați. Chiar în săptămâna mare, deci când în zilele de sărbătoare de Paști, într-o singură zi am avut tranzacții de 700 de lei. Într-o singură zi, numai pe POS. Și vin cu un leu, vin cu 2 lei, vin cu 7 lei, vin cu 100 de lei, vin cu 150 de lei. Depinde cât vrea să ia clientul, cât vrea să aia. Dar sunt foarte, foarte mulțumiți și bătrâni și tineri. Deci POS-ul este în chirie, dar nu plătesc eu nimic, tot cei de la Mastercard, și doar comisionul care se ia la fiecare, la tranzacțiile care sunt. Dar e foarte mic, foarte puțin. La 100 de lei mi se pare că e un leu sau un leu 80, ceva de genul ăsta. Foarte puțin. Dar de ce sunteți singura? Ceilalți n-au vrut să-și pună? Nu știu ce să spun, adică nu știu. Eu una sunt mulțumită, sunt încântată, am câștigat clienți foarte mulți, ceilalți, și m-aș bucura să nu bagi. POS-ul este mobil și eu am clienți care nu poate ajunge în ziua respectivă la piață. Sună, te rog frumos, mi-aduci mie 2 morcovi, 2 kg de portocale, 3 kg de portocale, de cartofi sau ceva. M-ați înțeles? Da, nu am bani cash, nu-i nimic. Am luat POS-ul după mine, am dus comanda acasă, mi-a plătit domnul și am câștigat încă un client în plus și încă ceva, nu? Deci faceți livrare și la domiciliu cu ajutorul POS-ului. Exact, exact, da. Deci nu neapărat să aveți curent electric. Nu, nu, nu. Este... Deci se încarcă. Deci el se încarcă și este mobil. Și oricând vedeți și doar ce ajungem, suma, PIN-ul sau că este și contactless POS-ul, știți? Și l-am băgat în buzunar și am legat la piață înapoi și clientul mulțumit și eu mulțumită.